6 decembrie. Viața celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul din Mira Lichiei, făcătorul de minuni. Pe făcătorul cel mare de minuni, ajutorul cel grabnic și mijlocitorul cel preales către Dumnezeu, pe arhiereul lui Hristos Nicolae, l-au odrăslit părțile Lichiei în cetatea ce se numește Patara, din părinți cinstiți și de bun neam, drept credincioși și bogați. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Această binecuvântată pereche, petrecând cu bună credință în însoțirea cea legiuită și împodobindu-se cu obiceiul cel bun, pentru viața lor cea plăcută lui Dumnezeu și pentru multele milostenii și faceri de bine mari, s-au învrednicit a odrăsli această odraslă sfântă și s-a făcut, cum zice psalmistul, ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care și-a dat rodul său la vremea sa. Deci, născând pe acest Dumnezeu sprunc, l-a numit Nicolae, care se tâlcuiește biruitor de popor și cu adevărat s-a arătat biruitor al răutății, așa binevoind Dumnezeu spre folosul de obște al lumii. După acea naștere, maica sa Nona a rămas stearpă până la dezlegarea din legăturile cele trupești, mărturisind singură firea că nu este cu putința să mai naște alt fiu ca acela, ca numai pe acesta să-l aibă și întâi și pe urmă, care din pântecele maicii sale s-a sfințit cu darul cel de Dumnezeu insuflat. Căci n-a început a vețui decât cinstind pe Dumnezeu cu bună cucernicie, nici n-a început a suge țâță, făcând minuni din pruncie, nici nu s-a deprins mai întâi a mânca, ci a posti. Căci după nașterea sa, fiind în baie, a stat 3 ceasuri pe picioarele sale, singur de sine, nesprijinindu-l nimeni, dând prin această stare cinstei sfintei trăimi, căreia mai pe urmă avea să fie mare slujitor și întâi stătător. Când se apropia de pieptul maicii sale, se cunoștea a fi făcător de minuni, hrănindu-se nu după obiceiul pruncilor celorlalți, pentru că numai din țâța cea dreaptă sugea lapte, având să dobădească cu cei drept credincioși starea cea de-a dreapta. Apoi a început a fi și postitor ales, căci miercurea și vinerea numai odată sugea lapte din țâță și atunci seara, după săvârșirea obișnuite rugăciuni creștinești, de care lucru părinții lui se mirau foarte și se minunau și mai dinainte pricepeau ce fel de postitor va fi Nicolae mai pe urmă. Acel obicei de a posti, deprinzându-l fericitul din scutece și l-a păzit în toată viața sa, până la fericitul său sfârșit, petrecând miercurea și vinerea în post. Deci, crescând pruncul cu anii, creștea împreună și cu înțelegerea și cu obiceiurile cele bune pe care le învăța de la părinții săi cei buni, fiind ca o holdă roditoare care primește în sine sămânța învățăturii cele bune, care o drâslește și aduce în toate zilele roade noi de fapte bune. Sosind vremea de școală, a fost dat la învățătura dumnezeieștii scripturi, iar el cu agerimea cea firească a minții și cu povățuirea Sfântului Duh, în puțin timp a ajuns la multă înțelepciune. Apoi, atât de mult a sporit în învățătura cărții, pe cât era de trebuință bunului cărmaci al corabiei lui Hristos și păstorului cel iscusit al oilor celocuvântătoare. Deci, făcându-se desăvârșit în cuvântul învățăturii, s-a arătat desăvârșit și în lucru vieții, de la prietenii deșarte și de la vorbe nefolositoare, cu totul se abătea și a vorbit cu femeile sau a căutat cu ochii la fața femească, foarte mult se ferea, căci fugind se depărta de petrecerea împreună cu femeile. Având adevărată înțelepciune și minte curată, de-a pururea vedea pe Dumnezeu și totdeauna zăbovea în sfintele biserici, cum zice prorocul, voit am a fi lepădat în casa Dumnezeului meu. De multe ori, câte o zi întreagă și câte o noapte, petrecând în rugăciunile cele gânditoare de Dumnezeu și în citirea dumnezeieștilor cărți, învăța înțelegerea cea duhovnicească și se îmbogățea cu dumnezeieștele daruri ale Sfântului Duh, cu care se pregătea pe sine locaș vrednic, precum este scris, voi sunteți biserica lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu viețuiește în voi. Deci tânărul cel îmbogățit și curat, având în sine Duhul lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, arzând cu Duhul și slujind Domnului cu frică, încât nu se vedea la dânsul niciun fel de nărav tineresc, ci numai obiceiurile omului bătrân,
pentru care tuturor s-a făcut minunat și slăvit. Căci precum omul cel bătrân, care are obiceiul celor tineri, este luat în râs de toți, tot așa și tânărul, dacă are năravul bărbatului celui bătrân, se cinstește de toți cu mirare. Pentru că sunt nepotrivite tinerețile pentru bătrânețe, dar cinstite și frumoase sunt bătrânețele în tinerețe. Fericitul Nicolae avea un unchi episcop cu același nume ca și dânsul. Unchiul său, văzând pe nepot sporind în viață cu fapte bune și cu totul înstrăinându-se de lume, a sfătuit pe părinții lui să-l dea să slujească lui Dumnezeu. Iar ei nu s-au lepădat a dărui pe fiul lor Domnului, pe care ei l-au primit ca pe un dar de la dânsul. Pentru că scrie în cărțile cele vechi pentru dânsii, cum că fiind neroditori și deznădăjduindu-se de a-mi avea copii, cu multe rugăciuni, cu lacrimi și cu multe milostenii, au cerut de la Dumnezeu pe acest fiu, iar ei l-au dat în dar celui ce le-a dăruit pe dânsul. Primind episcopul pe tânărul bătrân, care avea înțelepciune ca o cărântețe și o viață cea mai curată, l-a suit pe treptele cele sfințite ale preoției, iar când s-a hirotonisit, episcopul întorcându-se către poporul care era în biserică și umplându-se de Duhul Sfânt, a prorocit zicând: iată, fraților, văd un nou soare răsărind marginilor pământului, arătându-se către cei întristați ca o milostivă mânghiere. O, fericită este turma care se va învrednicit a avea pe acest păstor, căci acesta va paște bine sufletele celor rătăciți și la pășunea bunei credinței va aduce pe dânsii. Apoi se va arăta și ajutător fierbinte celor ce sunt în nevoi. Această prorocie s-a împlinit mai pe urmă, precum vom arăta în istorisirea ce o vom face. Deci, primind Sfântul Nicolae asupra sa treapta preoției, adăuga osteneală la osteneală, petrecând în post și neîncetate rugăciuni, iar cu trupul său cel muritor sârguindu-se, a urmat celor fără de trupuri. Astfel, viețuind în tocmai ca îngerii, din zi în zi înflorea mai mult cu podoaba sa cea sufletească și se arătă vrednic de cârmuirea bisericii. În acea vreme, unchiul său, episcopul Nicolae, vrând a se duce în Palestina ca să se închine acolo sfintelor locuri, a încredințat toată cârmuirea bisericii nepotului său. Deci acesta, împlinind locul aceluia, avea toată purtarea de grijă pentru rânduiala bisericilor, ca și episcopul unchiul său. În acea vreme, părinții fericitului, părăsind această viață vremelnică, s-au mutat la cea veșnică, iar Sfântul Nicolae, rămânând moștenitorul averii lor, a împărțit-o celor săraci, pentru că nu se uita la bogăția ce curge alăturea, nici se îngrija pentru mulțirea ei, ci, lepătându-se de toate poftele lumești, se sârguia cu toată osârdia de a se uni cu Dumnezeu către care grea. Către tine, Doamne, a ridicat sufletul meu, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, către tine sunt aruncat din pântecele Maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Deci mâna lui era întinsă către săraci ca un râu cu apă multă ce curge cu destulare. Pentru ca multele lui milostenii să fie mai cu lesnire cunoscute, s-a arătat una și anume. Era un bărbat în cetatea aceea, dintre cei slăviți și bogați, care mai pe urmă a rămas sărac și neslăvit, căci viața veacul acestuia este nestatornică. Bărbatul acela avea 3 fete foarte frumoase și acum, fiind lipsit de toate cele de trebuință, nu avea nici hrană, nici îmbrăcăminte și cugeta să-și dea fetele sale spre desfrânare, iar casa sa să o facă casă necurată pentru sărăcia lui cea mare, ca dar astfel să aibă ceva de folos și să câștige pentru el și fetele sale îmbrăcăminte și hrană. Vai în ce fel de gânduri necuvioase alungă pe om sărăcia cea mare. Deci bătrânul acela, fiind în astfel de cugete rele și gândul său cel rău vrând acum l-a duce cu ticoloșie în fapt, Dumnezeu, care nu voiește a vedea în pierzare firea omenească, ci cu iubire de oameni se pleacă spre nevoile noastre, a pus bunătate în inima plăcutului său, Sfântul Nicolae, și l-a trimis spre ajutor către bărbatul care era să piardă cu sufletul, prin însuflare tainică, mângâind pe cel ce era în sărăcie și scăpându-l din căderea păcatului. Deci, auzind Sfântul Nicolae de lipsa cea mare a bărbatului aceluia,
și prin dumnezească descoperire înștiințându-se de cugetarea lui cerea, i-a părut foarte rău pentru dânsul și a cugetat că astfel, cu mâna sa cea făcătoare de bine, să-l răpească împreună cu fetele sale ca din foc de la sărăcie și de la păcat. Însă n-a vrut să fie de față cu bărbatul acela ca să-i spună despre facerea sa de bine, ci în taină a cugetat să-i dea aceluia milostenia sa cu îndurare. Și aceasta vrea să o facă pentru două pricini. Întâi ca să scape de slavă omenească, pentru că ținea seama de ce zice Evanghelia, luați aminte să nu faceți milostenia voastră înaintea oamenilor, și al doilea, ca și pe bărbatul acela, care odinoară era bogat, iar acum ajunsese mare sărăcie, să nu-l rușineze, că știa că sunt grele unele ca acestea, celor ce din bogăție și din slavă cad în sărăcie, fiindcă se rușinează sufletele acelora, aducându-le aminte de bogăția cea mai dinainte. Pentru aceasta a gândit a face așa, după cuvântul lui Hristos, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Căci atât de mult fugea de slavă omenească, încât chiar de acela căruia îi făcea bine, se sârguia a se tânuia pe sine. Așadar, luând o legătură mare de galbeni, a mers în mezul nopții la casa acelui bărbat și aruncându-o înăuntru pe fereastra acelei case, de grabă s-a întors la casa sa. Dimineață, sculându-se bărbatul și aflând legătura, a dezlegat-o și văzând galbenii s-a spăimântat, căci socotea că este vreo nălucire, temându-se ca nu cumva aurul ce vedea să fie vreo înșelăciune, de vreme ce nu aștepta de la nimeni și de nicăieri vreun făcător de bine. Drept aceea, întorcând galbenii cu vârful degetului, privea cu dinadins și cunoscând că este adevărat, se veselea și se minuna, iar de bucurie plângea cu lacrimi fervinți și cugetând mult în sine cine ar fi făcut lui o asemenea facere de bine, nu se dumirea. Deci, socotind a fi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îi mulțumea neîncetat, dând laudă Domnului celui ce se îngrijește de toți. Apoi, îndată pe una din fetele sale, pe cea mare, a măritat-o cu un bărbat și i-a dat aurul cel primit de destul pentru zestrea ei. Despre aceasta, înștiințându-se minunatul Nicolae că a făcut după voia lui, bărbatul acela i-a părut bine. Și iarăși se arătă gata a face aceeași milă cu a doua fiică a bătrânului, sârguindu-se a păzi și pe fecioara aceasta prin nunta legiuită de păcatul cel fără de lege. Deci, pregăti și altă legătură de galbeni, asemenea cu cealaltă, și peste noapte, ferindu-se de toți, a aruncat-o pe aceeași fereastră în casa bătrânului aceluia. Dimineață, sculându-se acel om sărac, a găsit iarăși aur, asemenea ca întâia oară. Apoi a început a se minuna și de acela și, căzând cu fața la pământ, cu lacrimi fervinți mulțumea zicând: Dumnezeule, voitorul milei și chivenisitorul mântuirii noastre, care mai întâi m-ai răscumpărat cu sângele tău și acum casa mea și pe fiicele mele izbăvindu-ne prin aur din cursa celui rău, însuți arată-mi pe cel ce slujește voii tale cel milostive și bunătății tale cel iubitoare de oameni. Arată-mi pe îngerul tău cel pământesc, pe cel ce ne păzește pe noi de pierderea păcatului, ca să știu cine este unul ca acela, care ne scoate pe noi din sărăcia ce ne tristează și care ne izbăvește de gândurile cele rele. Că iată după mila ta, Doamne, cu îndurarea ce-a făcut în taină, cu mâna plăcutului tău, voi da și pe a doua fiica mea cu nuntă legiuită după bărbat și așa voi scăpa de cursele diavolului care vrea prin câștig necurat să-mi aducă mare pierdere. Apoi bărbatul acela, rugându-se Domnului și mulțumind bunătății lui, a făcut nuntă și fiicei sale de-a doua, având nădejde în Dumnezeu, căci neîndoită nădejde și-a pus în el, cum că va purta grijă și pentru a treia fiica lui și va da și acesteia să aibă viețuitor iubit după lege, trimițându-i iarăși aur din destul, tot cu acea mână făcătoare de bine. După aceea nu dormea noaptea străjuind ca să poată simți pe făcătorul de bine și să se învrednicească a vedea de unde aduce aur acela. Și iată, nu după multă vreme, a sosit cel așteptat, căci a venit și a treia oară plăcutul lui Hristos, Nicolae, și ajungând la locul cel obișnuit, tot așa a aruncat o legătură de galben pe acea fereastră,
și îndată s-a întors la casa sa. Tatăl fecioarelor, găsind aurul aruncat pe fereastră, a alergat îndată cât putea în urma celui ce se întorcea la casa sa, pe care ajungându-l și cunoscându-l cine este, căci Sfântul nu era necunoscut pentru fapta lui ce bună și pentru neamul lui ce luminat, a căzut la picioarele lui, sărutându-le și numindu-l izbăvitor, ajutător și mântuitor sufletelor, celor ce ajunseseră într-o pierdere cea mai de pe urmă. Apoi zise, de nu m-ar fi ridicat pe mine Domnul cel Mare într-o milă prin îndurările tale, de mult aș fi ferit eu, ticălosul tată, împreună cu fiicele mele, prin căderea în focul Sodomei, vai mie, și iată acum prin tine, suntem mântuiți din amara cădere în păcat. Acestea și mai multe grea cu lacrimi către Sfânt. Iar el abia l-a ridicat pe picioare și cu jurământ a zis aceluia că în toată viața lui să nu spună nimănui ceea ce s-a făcut. Apoi Sfântul, spunând multe spre folosul omului aceluia, l-a trimis la casa sa. Iată una din faptele cele multe ale milostivirii ale Sfântului Nicolae, ce s-a povestit aici ca să cunoască oricine cât era de milostiv către cei săraci. De s-ar fi povestit milele lui una câte una și cât îndurări a arătat către cei săraci, pe cei flămânzi a hrănit, pe câți goi a îmbrăcat și pe câți a răscumpărat de la datornici, apoi nici vreme n-ar fi ajuns de a le povesti. După aceasta, cuviosul părinte Nicolae a voit a se duce în Palestina spre a vedea sfintele locuri și a se închina acolo, unde a umblat trupește Domnul nostru Iisus Hristos cu preacuratele sale picioare. Deci, plutind corăbieri împrejurul Egiptului și neștiind ce avea să li se întâmple, Sfântul Nicolae, care era împreună cu dânsii, vedea mai bine că era să fie întuneric, vifor și lovire de vânturi cumplite. Apoi le spuse că, mai înainte a văzut pe vicleanul vrăjmaș intrând în corabie, vrând să o cufunde împreună cu oamenii. După aceea a năvălit asupra lor o furtună mare, fără veste și ridicându-se onor, s-a făcut vifor de mare. Iar cei ce pluteau s-au temut foarte mult de groaza morții și rugau pe Sfântul Nicolae să le ajute și să-i izbăvească de nevoia cea fără de veste ce căzuse asupra lor zicând, Sfintea lui Dumnezeu, de nu ne vei ajuta cu rugăciunile tale către Dumnezeu, îndată ne vom confunda în această dâncime și vom pieri. Iar el, zicându-le să îndrăznească și să-și pună nădejdea în Dumnezeu și fără îndoială să aștepte grabnică izbăvire, însuși a început cu sârguința să se ruga către Domnul. Și îndată s-a liniștit marea și toată groaza s-a prefăcut în bucurie, iar ei trecând necazul, s-au bucurat mult și au mulțumit lui Dumnezeu și plăcutului său, Sfântului Nicolae, și foarte mult se minunau de prorocirea furtunii și de scăparea nevoii. Tot atunci, unul din corăbieri s-a suit în vârful catargului, precum este obiceiul celor ce îndreptează corabia, și, când era să coboare de acolo, a alunecat de sus și a căzut în mijlocul corăbiei, zăcând fără suflet. Iar Sfântul Nicolae, mai înainte de a-l chema în ajutor, l-a înviat cu rugăciunea pe acel om și nu ca pe un om mort, ci ca pe cel cuprins de somn, l-a sculat și l-a dat viu corăbierilor. Apoi, ridicând toate pânzele și fiind vânt cu bună sporire, au plutit în liniște și au sosit la limanul Alexandriei, unde plăcutul lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae, a tămăduit pe mulți bolnavi. Izgonind diavolii din oameni și pe mulți necăjiți mângâindu-i, a pornit iarăși pe cale spre Palestina și ajungând la Sfânta Cetate a Ierusalimului, s-a suit la Golgota unde Hristos Dumnezeu a lucrat mântuirea neamului omenesc, întinzându-și pe cruce preacuratele sale mâini. Acolo a înălțat fierbinți rugăciuni din inima sa care ardea de dragoste, dând mulțumire Mântuitorului nostru. Apoi a înconjurat toate sfintele locuri, făcând multe închinăciuni pretutindeni. Iar când era să intre noaptea în Sfânta Biserică la rugăciune și ușile erau închise, s-au deschis singure dând intrare celuia, căruia chiar porțile cerești erau deschise. Zăbovind în Ierusalim vreme îndelungată, se pregătea merge în pustie, dar, printr-un glas dumnezeiesc de sus, a fost sfătuit să se întoarcă în patria sa. Pentru că Dumnezeu, Cel ce toate le rânduiește spre folosul sufletele noastre, nu vrea să fie ascunsă sub obrocul pustiei acea făclie,
pe care o pregătise să fie pus în sfeșnicul metropoliei din Lichia. Deci, aflând-o cu rabie, s-a tocmit cu corobierii să-l ducă în patria sa. Aceștia au gândit însă să facă lucru cu vicleșug, adică să îndrepteze corabia lor în altă parte, nu spre Lichia. După ce s-a așezat în corabie plecând de la mar, Sfântul Nicolae a văzut că corabia nu plutește spre patria sa. Atunci de grabă a căzut la picioare corăbierilor și ruga să îndrepteze calea spre Lichia, dar ei, nebăgându-l în seamă, mergeau în partea unde gândeau ei, neștiind că Dumnezeu nu va lăsa pe plăcutul său să fie mâhnire. Deci, suflând un vifor împotrivă, a întors corabia în altă parte și de grabă a dus-o în Lichia, iar pe corăbieri îngrozea cu nevoia cea mare. Așa Sfântul Nicolae, cu puterea lui Dumnezeu fiind dus pe mare, a sosit în patria sa. El însă, fiind fără de răutate, n-a făcut niciun rău acelor vrăjmași, nici s-a pornit spre mânie și nici măcar vreun cuvânt aspru nu le-a zis, ci cu binecuvântare i-a liberat în părțile lor. Iar el a mers în mănăstirea pe care o zidise moșul său, episcopul patarelor, și o numise Sfântul Sion. Acolo Sfântul Nicolae s-a arătat foarte iubit tuturor fraților, care cu mare dragoste, primindu-l ca pe un înger al lui Dumnezeu, se îndulceau de cuvintele lui cele de Dumnezeu însuflate și se foloseau de viața lui, cea întocmai ca îngerilor și urma obiceiurile lui cele bune cu care împodobise Dumnezeu pe credinciosul robul său. Aflând Sfântul Nicolae în această mănăstire viață liniștită și loc mai lesnicios pentru gândurile sale către Dumnezeu, ca un liman de liniște, nădăjduia ca și celelaltă vreme a vieții sale să o petreacă acolo. Dar Dumnezeu i-a arătat calea, voind ca cea comoară bogată a tuturor faptelor bune, cu care avea să se îmbogățească toată lumea, să nu fie ascunsă, ca într-o țarină acoperită de pământ, într-o mănăstire deosebită și într-o cameră mică închisă, ci să fie la vederea tuturor ca prin acea comoară duhovnicească să se facă neguțătorie duhovnicească care pe multe suflete le va afla. Astfel Sfântul, stând odată la rugăciune, a auzit un glas de sus: Nicolae, să intri în nevoința poporului dacă dorești să fii de mine încununat. Acest glas auzindu-l, Nicolae s-a spăimântat și cugeta întru sine: ce voiește glasul acela și ce cere Dumnezeu de la dânsul? Și iarăși a auzit glas spunându-i: Nicolae, nu este această holdă pe care trebuie să mi-o aduci roadă și pe care o aștept de la tine, ci întoarce-te către oameni ca să se preamărească prin tine numele meu. Atunci Sfântul Nicolae a cunoscut voia lui Dumnezeu ca, lăsând liniștea, să meargă să slujească la mântuirea oamenilor. Deci cugeta încotro se va duce, la patria sa, în cetatea Patara, la cunoscuți sau în altă parte. Dar temându-se și fugind de slavă omenească cea deșartă, a gândit să se ducă în altă cetate unde nu-l va cunoaște nimeni. În acea latură a Lichiei este o cetate slăvită care se numește Mira, Mitropolia Lichiei. Deci, într-acea cetate a venit Sfântul Nicolae, fiind condus de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, încât nimeni nu-l știa. Acolo trăia ca unul din săraci, neavând unde să-și plece capul. El nu se ducea decât în casa Domnului, având liman numai pe Dumnezeu. În acea vreme s-a mutat la Dumnezeu arhiereul cetății Mira, Ioan arhiepiscopul, și mai întâi șezător pe scaun în toată țara Lichiei. Atunci s-au adunat toți episcopii țării acelea Mira ca să aleagă un bărbat vrednic pentru acel scaun. Deci, fiind acolo bărbați cinstiți și cu bună înțelegere, erau nedumeriți între ei pe care să-l aleagă. Unii, fiind porniți din râvnă dumnezească, au zis că lucrul acela nu este al alegerii omenești, ci al rânduielii lui Dumnezeu. Deci se cuvine a se face rugăciune pentru aceasta, ca însuși Domnul să arate cine este vrednic să primească o treaptă ca aceasta și să fie păstor peste toată Lichia. Toți, ascultând acel sfat bun, au făcut rugăciune cu surguință și cu post. Iar Domnul, făcând voia celor ce se tem de el și ascultând rugăciunea lor, a descoperit bunăvoirea sa unuia din episcopii aceia care era mai bătrân într acest chip. Stând el la rugăciune, i s-a arătat un bărbat luminat, poruncindu-i să meargă de cu noapte și să stea lângă ușile bisericii,
și să ia seama cine va intra mai înainte decât toți în biserică. Acela, zicea el, este îndemnat de Duhul meu și luându-l cu cinste să-l puneți arhiepiscop. Iar numele bărbatului acela este Nicolae. Această vedenie dumnezească, având episcopul acela și auzând ceea ce i s-a poruncit în vedenie, a vestit celorlalți episcopi, iar aceia auzind s-au îndemnat mai mult spre rugăciune cu iubire de osteneală. Atunci episcopul care a văzut descoperirea a stat la locul acela unde i s-a poruncit în vedenie și aștepta venirea bărbatului dorit. Deci, când a fost vremea utreniei, Sfântul Nicolae, îndemnat de Duh, a ajuns mai înainte decât toți la biserică pentru că avea obiceiul de se scula miezul nopții la rugăciune și venea la începutul cântării utreniei, mai întâi decât toți la biserică. Intrând în pridvor, l-a luat episcopul care se învrednicise acelei vedenii și a zis: „Cum te cheamă, fiule?” Dar el tăcea. Acela îl întrebă iarăși. Sfântul i-a răspuns cu blândețe: „Nicolae mă cheamă pe mine, stăpâne, robul sfinției tale.” Acel dumnezeiesc bărbat, care a auzit acel glas brând, a priceput pe de-o parte după numele care se spusese în vedenie că se numește Nicolae, iar pe alta, prin smerenia lui, că Sfântul a răspuns cu blândețe. Deci a cunoscut că acela este cel pe care îl binevoiește Dumnezeu a fi mitropolit al Bisericii de Mira, căci știa spre cine caută Domnul, cum zice Scriptura, pe cel blând și tăcut și spre cele ce se cutremură de cuvintele mele. Atunci s-a bucurat foarte ca și când a descoperit o comoară ascunsă și îndată luându-l de mână i-a zis: „Urmează-mă, fiule.” Deci l-a dus cu cinste la episcopi, iar ei, umplându-se de mulțumire dumnezească și de mângâiere duhovnicească pentru aflarea bărbatului celui de Dumnezeu arătat, l-au adus în mijlocul bisericii. Străbătând vestea aceasta pretutindeni, s-au adunat mai degrabă decât păsările mulțime de oameni fără număr. Episcopul care văzuse vedenia a zis cu glas mare către toți: „Primiți, fraților, pe păstorul vostru, pe care vi l-a ales vouă Duhul Sfânt și căruia i-a încredințat desăvârșit povățuirea sufletelor voastre, pe care nu alegere omenească, ci judecata lui Dumnezeu l-a adus aici. Iată, acum avem pe cel pe care l-am dorit și căutat, l-am aflat și l-am primit. Deci, prin acesta, fiind bine povățuiți, nu vom cădea din nădejde, ca astfel să stăm bine înaintea lui Dumnezeu în ziua arătării lui și a descoperirii.” Poporul dădea mulțumire lui Dumnezeu și se bucura, dar Sfântul Nicolae se lepăda a primi această treaptă, nesuferind lauda omenească. Însă, fiind rugat de tot soborul cel sfințit și de cel mirenesc, chiar fără voia lui l-au ridicat pe scaunul arhieresc, căci printr-o vedenie dumnezeiască a fost îndemnat la aceasta, pe care a avut-o mai înainte de moartea arhiepiscopului. Despre această vedenie, Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, scria astfel: „Într-o noapte, Sfântul Nicolae a văzut pe Mântuitorul nostru într-o slavă, stând aproape de dânsul și dându-i Sfânta Evanghelie, care era împodobită cu aur și cu mărgăritare. Iar de partea cealaltă a văzut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, punând pe umerii lui omofor arhieresc. După vedenia aceea, trecând puține zile și răposând Ioan, arhiepiscopul Mirelor, Nicolae a fost ales arhiepiscop al acelei cetăți. De acea vedenie, aducându-și aminte Sfântul Nicolae și văzând bunăvoirea lui Dumnezeu, încă și rugăciunile soborului netrecându-le cu vederea, a primit păstoria Lichiei. Iar sfințită adunarea episcopilor împreună cu clericii, săvârșind toate cele ce se cuvin sfințirii sale, a făcut praznic de bucurie, veselindu-se de păstorul lor cel dat de Dumnezeu, de arhiereul lui Hristos Nicolae. Astfel, Biserica lui Dumnezeu a primit pe făclia cea luminată, care n-a fost pusă la o parte, nici ascunsă sub obroc, ci stând la locul cel cuvincios, în sfeșnicul arhieriei și al păstoriei, unde strălucea luminos, drept învățând cuvântul adevărului și toate poruncile cele drept credincioase, sănătos cugetându-le și învățându-le. Chiar de la începutul păstoriei sale, plăcutul lui Dumnezeu grea în sine astfel: „O Nicolae, pentru această dregătorie și pentru acest loc trebuie alte obiceiuri. Deci de acum să nu mai vețuiești ție, ci altora.” Apoi,
vrând a învăța pe ouăle sale faptele cele bune, nu își mai ascundea viața sa cea cu fapte bune, ca mai înainte. Căci mai înainte numai unul Dumnezeu știa viața slujindu-i în taină. Iar după ce s-a făcut arhiereu, era arătat tuturor vețuirea lui nu pentru mărirea deșartă, ci pentru folosul și mulțirea slavei lui Dumnezeu, încât s-au împlinit cele scrise în Evanghelie. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Sfântul Nicolae era oglinda turmei sale prin toate faptele cele bune și model credincioșilor, după cum zice Apostolul. Cu cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu credința, cu Duhul și cu curăția. Apoi era blând, fără de răutate și smerit cu Duhul, ferindu-se de îngânfare. Hainele lui erau simple și hrana pusnicească pe care o gusta întotdeauna numai o dată pe zi și aceea seara. Toată ziua se îndeletnicea cu lucrurile ce se cuveneau drăgătoriei sale, ascultând nevoile celor ce veneau la dânsul, iar ușile casei lui erau deschise tuturor, căci era bun către toți și apropiat. Sărmanilor le era tată, săracilor milostiv, mângâietor celor ce plângeau, ajutător celor năpăstuiți și tuturor mare făcător de bine. Apoi și-a câștigat spre ajutor în ostenele sale cele păstorești și pentru îndreptarea bisericii, pe doi sfetnici cu fapte bune și cu bună înțelegere, cinstiți cu treapta preoției, adică pe Pavel de la Rodos și pe Teodor Ascalonitul, bărbați cunoscuți de toată Grecia. Astfel, bine păștea turma cea încredințată lui, a oilor lui Hristos cele cuvântătoare. Iar ochiul cel zavistic al diavolului cel viclean, care niciodată nu încetează a ridica război asupra robilor lui Dumnezeu, nerăbdând a vedea credința cea bună florind în oameni, a ridicat prigoana asupra bisericii lui Hristos prin păgâni împărați ai Romei, Dioclețian și Maximian. De la ei a ieșit atunci poruncă prin toată lumea ca toți credincioșii să se lepede de Hristos și să se închine idolilor. Iar cei ce nu se vor supune să fie siliți cu chinuri, prin temnițe și cu munci grele, apoi în sfârșit cu moarte silnică să fie pedepsiți. Un asemenea vifor pustiitor de grab ajuns și până în cetatea Mira, dus fiind doritorii păgânătății cele întunecate. Iar fericitul Nicolae, în cetatea aceea fiind căpetenia tuturor creștinilor, cu limbă slobodă propovăduia credința cea bună a lui Hristos și se arăta gata a pătimi pentru el. Pentru aceea a fost prins de muncitorii păgâni și băgat în temniță, dimpreună cu mulți creștini. Petrecând aici multă vreme, a pătimit multe rele, răbdând foame, sete, strâmtorarea temniței. Pe cei împreună legați hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu și îi adăpa cu apele cele dulce ale bunei credințe, sporind întrânși credința Hristos Dumnezeu și punând picioarele acelora pe temelia cea nezdrobită. Apoi, întărindu-i într-o mărturisire a lui Hristos, îi îndemna cu o sârdie a pătimi pentru adevăr. După aceea, iară s-a dorit pace creștinilor și ca soarele după norii ce întunecați, așa strălucit dreapta credință sau ca o răcoreală ce vine după furtună. Căci căutând Hristos cu dragoste de oameni asupra moștenirii sale, a pierdut stăpânirea păgânilor, izgonind de la împărăție pe Dioclețian și Maximian, iar cu dânșa izgonit pe cei ce slujeau păgânătății elinești, și a ridicat poporul său corn de mântuire prin arătarea crucii marelui împărat Constantin, căruia i-a încredințat stăpânirea Romei. Constantin, cunoscând pe unul Dumnezeu și punându-și nădejdea în el, a biruit pe toți potrivnicii săi cu puterea Sfintei Cruci și a pierdut nădejdea cea deșartă a celor ce împărățiseră mai înainte, poruncind să risipească capiștele idolilor și să zidească biserici creștine. Iar pe cei ce erau închiși în temnițe pentru Hristos, i-a liberat și cu mari laude a cinstit ca pe niște eroi și toți mărturisitorii lui Hristos au întors în patria lor. Atunci și cetatea Mirilor a primit iarăși pe păstorul său, pe acest mare arhiereu Nicolae, mucenic cu voia și fără sânge încununat. Acesta, având darul lui Dumnezeu întrânsul, vindeca patimile și neputințele oamenilor, nu numai ale celor credincioși, ci și ale celor necredincioși. Deci, pentru darul cel mare al lui Dumnezeu care petrecea întrânsul,
multora s-a făcut slăvit, minunat și foarte iubit, căci strălucea cu curăția inimii și era împodobit cu toate darurile lui Dumnezeu, slujind Domnului Său în cuvioșie și dreptate. Pe atunci erau încă multe capiști idolești în care poporul păgân slujea cu dragoste diavolească și nu puțin popor pierea din cetatea mirelor. Dar dumnezeiescul arhiereu, aprinzându-se cu râvna, străbătut toate locurile acelea, risipind capiștele idolești, iar pe turma sa curățind-o de necurățiile diavolești. Sfântul Nicolae, luptându-se asupra duhurilor celor viclene, a venit și asupra capiștei Artemidei, care fiind locaș al idolor, era mare și foarte împodobită. Pornirea Sfântului era îndreptată mai mult asupra idolor decât asupra necurăției capiștii, pe care a dărmat-o până la temelie, iar zidirea cea înaltă a risipit-o până la pământ. Atunci duhurile cele viclene, neputând nici de cum răbda venirea Sfântului, scoteau glasul de plângere strigând foarte tare, căci erau biruite și zgonite din locul lor, prin arma rugăciunilor nebiritului ostaș Nicolae, arhiereu al lui Hristos. După aceasta, binecredinciosul împărat Constantin, vrând să întărească credința în Hristos Dumnezeu, a poruncit să se țină soborul la toată lumea în cetatea Niceii. Acolo, adunându-se sfinții părinți, au propovăduit luminat dreapta credință, iar pe Arie rău cugetătorul și semănătorul de neghină, împreună cu eresul lui, l-a dat anatemii, apoi pe Fiul lui Dumnezeu, întocmai de o cinste și de o ființă cu Tatăl mărturisindu-l, a dat pace dumnezeiștii și apostoleștii biserici. Atunci și minunatul Nicolae, fiind la sobor, unul din cei 318 sfinți părinți, cu mare vitejie a stat împotriva hulilor lui Arie și împreună cu sfinții părinți a arătat dogmele credinței cele drepte și tuturor le-a făcut cunoștință cu adeverință. Despre dânsul povestește unul din istorici că, aprinzându-se cu râvnă dumnezească ca al doilea Ilie, a îndrăznit în mijlocul soborului a rușinat pe Arie, nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta, lovindu-l pe Arie peste față. De acest lucru s-au întristat sfinții părinți și pentru aceea a luat de la dânsul semnele cele arhierești. Iar Domnul nostru Iisus Hristos și prea binecuvântata lui Maică, privind din înălțime la nevoințele Sfântului Nicolae, au binevoit spre fapta lui cea cu îndrăzneală și au lăudat râvna lui cea dumnezească. Aceeași vedenie a avut și oarecare din sfinții părinți cei mai vrednici, precum însuși Sfântul Nicolae văzut mai înainte de alegerea sa la arhierie, adică stând de o parte a lui Hristos Domnul cu Evanghelia, iar de altă parte preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu cu omoforul, au dat înapoi cele luate de la dânsul, cunoscând din aceea că a fost plăcută lui Dumnezeu acea îndrăzneală a Sfântului. Deci părinții au tăcut și ca pe un plăcut al lui Dumnezeu foarte mult l-au cinstit. Întorcându-se Sfântul Nicolae de la sobor, a venit la turma sa aducând pace, binecuvântare și învățătură sănătoasă la toată mulțimea poporului, cu gura sa cea de miere zvorătoare. Apoi pe turma cea nesănătoasă și străină a tăiat-o din rădăcină și pe ereticii cei împietriți și nesimțitori care îmbătrâniseră în răutate, mustrându-i, i-a izgonit de la turma lui Hristos ca un lucrător de pământ înțelept care curăță toate cele ce sunt pe arie și înteasc, iar pe cele mai bune le alege, apoi pleavă o scutură. Astfel, prea înțeleptul lucrător al ariei lui Hristos, Sfântul Nicolae, umplea cu roduri bune hambarul cel duhovnicesc, iar pleava vicleșugului nălucitor și ereticesc o vântura și o lepăda departe de grâul Domnului. Pentru această pricină, Sfânta Biserică îl numește lopată care vântură învățăturile lui Are ca pleava. El era cu adevărat lumina lumii și sarea pământului, de vreme ce viața lui era luminată și cuvântul lui dres cu sarea înțelepciunii, căci avea bunul păstor mare purtare de grijă pentru turma sa în nevoile ce se întâmplau, nu numai cu pășunea cea duhovnicească hrănind-o pe dânsa, ci și de hrana cea trupească purta grijă. Altădată, umplându-se în țara Lichiei foamete mare și cetatea mirelor lipsindu-se de tot felul de hrană, iar poporul fiind în mare lipsă, arhiereul lui Dumnezeu milostivindu-se spre poporul ce sărac care pierea de foame, s-a arătat noaptea în somnul unui neguțător din Italia,
care umplunse o corabie cu grâu, vrând să o meargă cu ea în altă țară. Și dându-i 3 galbeni arfună, i-a poruncit să meargă în cetatea Mira și acolo să-și vândă grâul cu preț. Deșteptându-se neguțătorul din somn și aflând în mâna sa 3 galbeni, s-a spăimântat, minunându-se de un vis ca acela. Pentru minunea aceea nu s-a arătat neguțătorul neascultător spre a face ceea ce i s-a poruncit, ci s-a pogorât în cetatea Mira și a vândut grâul ce-l cera întrânsa, netănuind arătarea Sfântului Nicolae ce i s-a făcut lui în somn. Iar cetățenii, aflând mânghiere în acea foamete și auzind cele istorisite, au dat slavă și mulțumire lui Dumnezeu și fericeau pe marele arhiereu Nicolae, pe hrănitorul lor cel minunat. În vremea aceea s-a făcut o tulburare în Frigia cea mare, de care, auzind împăratul Constantin, a trimis 3 voivozi împreună cu ostașii cei ce erau sub dânsii să liniștească acea tulburare. Iar numele voievozilor sunt acestea: Nepotian, Ursul, Șerpilion. Aceștia, cu multă sârguință, plecând din Constantinopol, au venit în oarecare liman al eparhiei Lichiei, care se numește Malul Andrian, unde era o cetate. Și de vreme ce nu le da mâna sa să meargă, pentru că mare era învolburată, așteptau la limanul acela liniștirea mării. Atunci, unul din ostași, ieșind din corabie ca să cumpere cele de trebuință, lua cele străine cu sila, precum este obiceiul ostașilor. Adeseori, făcând acestea, făceau pagubă celor ce-l vețuiau acolo. Pentru această pricină s-a făcut gâlceavă și tulburare, ba și război era să se facă din amândouă părțile, la locul ce se numea Placomata. Înștiințându-se de aceasta, Sfântul Nicolae nu s-a lenevit a merge singur către țărmul același în cetate, ca să potolească cearta dintre dânsii. Apoi, îndată, toată cetatea și voievozii, auzind de venirea Sfântului, i-au ieșit în întâmpinare și s-au închinat lui. Sfântul a întrebat pe voievozi de unde sunt și unde merg. Ei au zis că sunt trimiși de împărat în Frigia să potolească tulburarea ce s-a făcut acolo. Sfântul i-a sfătuit să dea învățătură ostașilor lor ca să nu facă supărare poporului. Apoi, luând pe voievozi în cetate, i-au ospătat cu dragoste. Iar ei, certând pe ostași, au potolit tulburarea și s-au învrednicit de binecuvântarea Sfântului. Făcându-se aceasta, au venit oarecare cetățeni de Mira, care, plângând cu lacrimi și căzând la picioarele Sfântului, cereau ajutor pentru niște oameni osândiți fără de vină. Ei spuneau cu mâhnire că, nefiind Sfântul acolo, a venit Eustatie Ghemonul și, umplându-și mâinile cu bani de la oarecare oameni răi, au osândit la moarte pe 3 bărbați din cetatea lor, care n-au greșit cu nimic. De care lucru toată cetatea se mâhnește și plânge, așteptând întoarcerea ta, stăpâne, că de-ai fi fost tu acasă, n-ar fi îndrăznit Ghemonul a face o judecată așa nedreaptă. Arhiereul lui Dumnezeu, auzind unele ca acestea, s-a mâhnit cu sufletul și, luând împreună cu dânsul pe voivozi, îndată a plecat. Ajungând la locul ce se numește Leu, au întâlnit pe niște oameni venind și au întrebat dacă știu ceva de acei 3 bărbați care sunt osândiți la moarte. Ei au zis către dânsul: i-am lăsat în câmpul lui Castor al lui Pollux, fiind aduși acolo ca să-i taie. Atunci Sfântul s-a îndreptat în grabă la locul acela, sârguindu-se ajunge mai înainte de uciderea ce nevinovată a celora. Ajungând la locul acela, a văzut popor mult stând acolo și pe cei 3 bărbați osândiți, având mâinile legate și fețele acoperite și plecate la pământ și cu grumazii goi așteptând desăvârșită tăiere. Atunci a văzut pe Gealat scoțând sabia spre a-i ucide, arătându-se tulburat și cu chip sălbatic, pentru care motiv acea priveliște era tuturor înfricoșată și de plângere. Atunci, arhiereul lui Hristos, tulburându-se în suflet, a intrat cu îndrăzneală prin popor și, apucând sabia de mâna Gealatului, a aruncat-o la pământ, netemându-se de nimic, ea pe bărbați i-a dezlegat de legături. Toate acestea le făcea Sfântul cu mare îndrăzneală și nu era nimeni care să-l oprească, căci cuvântul lui era cu stăpânire și lucrul său cu putere dumnezească, fiind mare înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Acei 3 bărbați, izbăviți de moarte, văzându-se întorși din ghearele morții către viață,
plângeau de bucurie cu lacrimi fierbinți și strigau cu mulțumire toți cei ce se adunaseră acolo. Apoi a venit și ghemonul Eustatie, iar plăcutul lui Dumnezeu l-a trecut cu vederea și când se apropia de el îi întorcea fața, iar când cădea la picioarele lui nu-l primea. Zicea Sfântul că îl va spune la împărat și va ruga pe Dumnezeu spre a-l pedepsi, apoi cu desăvârșite munci îl îngrozea foarte, ca pe unul care nu-și ocârmuiește cu dreptate stăpânirea. Iar el, fiind mustrat de conștiință și înfricoșat de îngrozirea Sfântului, cu lacrimi cerea milă și se ruga din tot sufletul, căindu-se pentru nedreptatea sa, căutând să se împace cu marele părinte Nicolae. Vina o arunca asupra lui Simonit și a lui Eudoxie, ce mai de frunte ai cetății, dar minciuna nu putea să se tăinuiască, pentru că Sfântul știa cu dinadins că fiind mituit cu aur, au osândit la moarte pe cei nevinovați și tot poporul dădea mare mulțumire Sfântului Părinte Nicolae. Abia fiind îmblânzit plăcutul lui Hristos, a iertat pe Ighemon, fiindcă acum singur cu smerenie și cu multe lacrimi, mărturisea greșeala sa și nu mai arunca pe altcineva. Voievozii ce mai sus pomeniți, împreună cu cei ce veniseră cu dânsii, văzând toate cele ce s-au petrecut, s-au minunat de râvna și de bunătatea marelui arhiereu al lui Dumnezeu. Apoi, învrednicindu-se de sfintele lui rugăciuni și primind binecuvântarea sa ca pe un dar, s-au dus în Frigia ca să împlinească porunca împăratului. Deci, mergând acolo, au alinat tulburarea ce era și săvârșind toate cele poruncite lor de împăratul, s-au întors cu bucurie în Bizantia și au avut cinste și multă laudă de la împărat și de la toți dregătorii. De atunci, pentru slava lor cea mare, petreceau în palat, unde au și fost învredniciți a fi în sfatul împărătesc. Dar ochii cizafisnici și viclenei oamenilor răi, neputând a-i vedea într-o mărire ca aceasta, s-au pornit spre răutate și vrăjmășie. De aceea, împletind cei răi sfat viclean, s-au apropiat de Avlavie, eparhul cetății, urzind cumplite clevetirea asupra bărbaților acestora și zicând: n-au sfătuit bine voivozii, nici nu va fi bun sfârșit sfatului lor, că ei încep lucruri noi, care acum au intrat în urechile noastre și meșteșugesc cele viclene asupra împăratului. Astfel, clevetind asupra lor, mulțime de aur au dat eparhului și au dus acea clevetire și în urechile împăratului. Auzind, împăratul îndată a poruncit ca fără altă întrebare să-i arunce în temniță pe cei trei voievozi, ca să nu fugă pe ascuns și să săvârșească sfatul lor cel rău. Deci voievozii erau în legături și în temniță, neștiind pentru ce sunt aruncați acolo, că nu se știa a fi vinovați cu nimic. Trecând puțină vreme, clevetitorii s-au temut ca nu cumva să se vădească clevetirea lor cea mincinoasă și să iasă la iveală răutatea lor, încât să se întoarcă asupra lor toată nevoia. Pentru aceea, cu multe rugăciuni s-au apropiat de eparh, sfătuindu-l să nu lase mai multă vreme viață pe cei bărbați, ci de grabă să facă judecată de moarte după hotărârea cea dintâi. Iar eparhul, care se îndulcise cu iubirea de aur, auzind aceasta, a pus sfârșit făgăduinței. Deci, îndată s-a dus la împărat cu fața mâhnită și cu chip osomorât, ca un vestitor de rău, vrând a se arăta că se îngrijește mult pentru viața împăratului și cu credință se sârguiește pentru dânsul. Apoi a început în felurite chipuri a-l înșela cu cuvinte viclene și meșteșugite, pornindu-l spre mânia asupra celor nevinovați și zicând: niciunul din cei ce stau în temniță nu vor a se pocăi, împărate, ci petrecând în cel din tâi gând rău, nu încetează a cugeta vicleșug și a gândi asupra ta cu răutate. Deci, poruncește mai uite să-i omoare, ca nu cumva apucând de înainte să săvârșească răutatea pe care o pornit-o asupra ta, astfel vor ajunge la sfârșit scopurile lor cele rele. Cu aceste cuvinte, fiind tulburat împăratul, au osândit la moarte pe cei nevinovați. Dar fiind seară, s-a amânat uciderea lor până a doua zi dimineață. Înștiințându-se despre aceasta, străjerul temniței și plângând mult pentru o năpastă ca aceea, pus asupra celor nevinovați, a venit la voievozi zicând: mai bine ar fi fost de mine să nu vă fi cunoscut pe voi, nici să mă fi îndulcit de dragoste și cu vorbe la masă, căci mai cu înlesliri a fi arăbdat,
acum despărțirea de voi și mai puțină jale mi-ar fi pricinuit năpasta ce a venit asupra noastră. Apoi n-ar fi venit o mâhnire ca aceasta asupra sufletului meu, pentru că mâine dimineață, vai mie, ne vom despărți unul de altul cu amar și de acum nu voi mai vedea prea iubitele voastre fețe, nici vă voi mai auzi vorbind, că s-a poruncit să vă omoare. Deci rânduiți dacă vreți ceva pentru averea voastră, că acum este vremea ca să nu apuce moartea voința voastră. Zicând acestea cu tânguire, iar ei știindu-se nevinovați față de împărat și deci nevrednici de moarte, și-a rupt hainele și cumplit își smulgeau părul zicând, ce vrăjmași au pizmuit asupra vieții noastre și pentru ce să murim noi ca niște tâlhari, că n-am făcut nimic vrednic de moarte. Atunci chemau pe lor pe nume, pe rude și pe cunoscuți și puneau martor pe Dumnezeu că nimic rău n-a făcut și plângeau amar. Unul dintre dânsii, cu numele de Nepotian, și-a adus aminte de Sfântul Nicolae, care stând în mira înaintea celor trei bărbați, li s-a făcut lor ajutător preaslăvit și prea bun apărător, izbăvindu-i pe aceia de moarte. Despre acesta zicând, unul către altul se rugau, Dumnezeule al lui Nicolae, care izbăvi pe cei trei bărbați de moartea cea nedreaptă, caută și acum asupra noastră că nu avem alt ajutor între oameni, pentru că iată ne-a cuprins mare nevoie și nu are cine să ne izbăvească din această năpastă. Iată și glasul nostru a amorțit, mai înainte de ieșirea sufletului și limba noastră se usucă, aprinzându-se de focul inimii, iar acum nici rugăciuni nu mai putem să-ți aducem. Te grabă să ne întâmpine durerile tale, Doamne, și ne scoate pe noi din mâinile celor ce vor sufletele noastre, că iată mâine de dimineață vor să ne omoare. Sârguiește spre ajutorul nostru și ne izbăvește pe noi cei nevinovați de moarte. Dumnezeu, auzind rugăciunile celor ce se temeau de El, ca un tată miluind pe fii, le-a trimis spre ajutor pe sfântul și plăcutul său, pe marele arhiereu Nicolae. Căci în acea noapte, dormind împăratul, i s-a arătat în vis arhiereului Hristos zicând așa, scoală-te, iute, și eliberează pe cei trei voievozi care sunt ținuți în temniță, pentru că fără de vină sunt clevetiți și cu nedreptate pătimesc. Și spunând tot adevărul, i-a zis, de nu mă vei asculta și de nu vei elibera pe dânsii, apoi vor ridica asupra ta război precum a fost în Frigia și rău voi pătimi. Mirându-se împăratul de îndrăzneala sfântului Nicolae, se gândea cum am drăznit noaptea fără de vreme a intra înăuntru palatului său și i-a zis, cine ești tu care îndrăznești a aduce o îngrozire ca aceasta stăpânirii noastre? El i-a răspuns, Nicolae îmi este numele și sunt arhiereul Mitropoliei Mirelor. Împăratul s-a tulburat de acea vedenie și sculându-se, se gândea ce este aceasta. Asemenea și lui Evlavie, parhul, într-acea noapte, dormind el, i s-a arătat în vis sfântul și tot același lucru i-a spus pentru acei bărbați. Deșteptându-se, Evlavie s-a temut și se îngrozea mintea sa de ceea ce văzuse. Apoi a venit oarecine de la împărat, spunându-i ce a văzut și acesta în vis. Iar el, de grabă, mergând la împărat, i-a spus vedenia și ceea ce i s-a arătat lui și se minunară amândoi de acea vedenie preaslăvită, care deopotrivă li s-a făcut la amândoi. Îndată a poruncit împăratul să aducă înaintea sa pe voivozii din temniță și a zis către dânsii, ce vrăjitorie ați făcut de a-ți trimis asupra noastră asemenea vedenii, căci arătându-se un bărbat ne-a îngrozit foarte rău, lăudându-se că de grabă va aduce război. Iar ei neștiind nimic de se întrebau unul pe altul, de știe vreunul ceva, că niciunul nu știa nimic și cu ochii umiliți a căutat unul spre altul. Văzând împăratul una ca aceasta, s-a schimbat în blândețe și a zis către dânsii, netemându-vă de rău, spuneți adevărul. Iar ei cu ochii plini de lacrimi și foarte mult tulburându-se au zis, noi împărate vrăjitorii nu știm, nici am plănuit ceva rău asupra stăpânirii tale, nici am gândit ceva, martor ne este nouă ochiul cel la toate văzător al Domnului. Iar de nu va fi așa și vei afla vicleșug întru noi, apoi să nu faci cu noi nicio milă. Și nu numai cu noi acești trei, ci chiar pe neamul nostru să-l lucruți. Noi ne-am învățat de la părinții noștri a cinsti pe împărat și mai vârtos decât toate avea credință către dânsul.
Drept aceea, acum cu credință am păzit viața ta, iar cele încredințate nouă, precum s-a căzut dregătorie noastre, bine le-am cârmuit slujind cu o sârdie poruncii tale. Căci tulburarea cea din frige am potolit-o și războiul ce plănuit de vrăjmași l-a risipit, arătând prin aceasta vitejia noastră cu fapta înaintea ta, precum vor spune cei ce știu bine. Iar stăpânia ta mai înainte ne-ai dăruit cinste, iar acum cu asprimete în armata asupra noastră, fiind cumplit judecat și cu groază așteptăm a pătimii. Așadar, precum ne se pare nouă, o împărate, o sârdea noastră către tine a fost pricinuitoare nouă de mari munci, căci în loc de slavă și de cinstea pe care am nădăjduit-o, frica morții și osândirea ne-a cuprins pe noi. Umilindu-se împăratul de aceste cuvinte, se căia de batjocură adusă bărbaților acelora, fiindcă se cutremura de judecata lui Dumnezeu și se rușina de porfira cea împărătească, căci cel ce se nevoiește a pune altora legi, vede însuși că face judecăți fără de lege. Deci, într-acel ceas a căutat mai cu milă asupra lor și a început a vorbi către ei cu blândețe. Iar ei, uitându-se cu milință către împărat, îndată au văzut chipul Sfântului Nicolae șezând împreună cu împăratul și făcându-le milostivire și iertare. Aceasta însă nimeni nu o vedea, fără numai cei trei voievozi. Atunci, luând de îndrăzneală, au zis cu glas tare: Dumnezeule al lui Nicolae, care a izbăvit-o din oară pe cei trei bărbați în mira de la moartea ce nedreaptă, scoate-ne și pe noi robii tăi din această nevoie ce ne stă asupra. Iar împăratul, luând cuvânt, a zis: Cine este Nicolae și pe care bărbați a izbăvit? Spuneți-mi cu deamănuntul aceasta. Iar nepotia ne-a povestit toate. Atunci împăratul, cunoscând pe Sfântul Nicolae că este mare plăcut al lui Dumnezeu și minunându-se de îndrăzneala și de râvna lui pentru cei năpăstuiți, a liberat pe voivozi aceia zicându-le: Nu eu vă doresc viața, ci marele slujitor al lui Dumnezeu Nicolae, pe care voi l-ați chemat spre ajutor. Deci să mergeți la dânsul și să-i dați mulțumire, apoi spuneți lui din partea mea: Iată, am făcut cele poruncite de tine, deci nu te mânia asupra mea plăcutele al lui Hristos. Acestea zicând, le-a încredințat o evanghelie ferecată cu aur, o cădelniță de aur împodobită cu pietre scumpe și două sfeșnice, poruncindu-le să le dea bisericii de mira. Astfel, cei trei voievozi, dobândind preaslăvită mântuire, îndată au pornit pe cale și cu bucurie au venit la sfânt, pe care cu veselie l-au văzut. Apoi mare mulțumire i-au dat ca unuia care le-a făcut o bunătate ca aceea și cântau zicând: Doamne, Doamne, cine este semeneție cel ce izbăvești pe săracul din mâna celui mai tare decât dânsul? Apoi, nici pe cei săraci nu i-au lăsat nemiluiți, ci și pe aceia i-au îndestulat din averile lor, iar după aceea cu bună sporire s-au întors la ale lor. Acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu care măresc pe plăcutul său. De aceea, ca o pasăre, ducându-se vestea despre dânsul pretutindeni, a străbătut luciul mărilor și toată lumea, încât niciun loc nu rămăsese unde să nu fi fost auzite minunile cele mari ale slăvitului arhiereu Nicolae, după darul cel dat lui de la Totputernicul Dumnezeu. Odată niște corăbieri, plutind de la Egipt spre părțile Liciei, li s-a întâmplat o furtună mare, încât și pânzele au fost aruncate jos, iar corabia era să se sfarme de tulburarea valurilor celor mari. Atunci toți se speriară de moarte, iar când și-au adus aminte de marele arhiereu Nicolae, pe care niciodată nu-l văzuseră, decât nu mai auziseră de dânsul că este grabnic ajutător celor ce-o cheamă într-un nevoi, s-au îndreptat cu rugăciunile către dânsul și l-au chemat în ajutor. Iar Sfântul îndată s-a arătat lor și a intrat în corabie zicând: Iată, m-ați chemat și am venit ca să vă ajut, deci nu vă temeți. Apucând cârma, se vedea cum cârmuiește corabia. Apoi a certat vântul și marea, precum și Domnul nostru odinoară, care zis: Cel ce crede mine și lucrurile care le fac eu, acele le va face. Astfel, credinciosul rob al Domnului poruncea mării și vântului și acelea erau ascultătoare. După aceea, corăbierii, purtați de vânt lin, au sosit în cetatea Mira și, ieșind din corabie, au mers în cetate, vrând să-l vadă pe cel ce a izbăvit de nevoi. Văzându-l mergând la biserică, au cunoscut pe făcătorul lor de bine și, alergând, au căzut la picioarele lui, dându-i mulțumire. Iar minunatul Nicolae, nu numai din nevoia cea trupească și de moarte, a izbăvit pe aceea,
ci și pentru mântuirea sufletelor lor au avut purtare de grijă, căci, fiind mai înainte văzător, a văzut întrânși și cu ochii cei duhovnicești gândul păcatului, care depărtează pe om de Dumnezeu și l-abate de la poruncile lui. De aceea a zis către dânsii: cunoașteți-vă pe voi, rogu-vă, o fiilor, cunoașteți-vă inimile voastre și gândurile vele îndreptați spre bună plăcere de Dumnezeu, pentru că deși ne tăinuim și ne socotim a fi buni de către ceilalți oameni, dar de Dumnezeu nimic nu se poate tăinui. De aceea sârguiți-vă cu toată osârdia, păziți sfințenia cea sufletească și curățenia cea trupească, căci sunteți biserica lui Dumnezeu, precum grăiește dumnezeescul apostol Pavel: de va strica cineva casa lui Dumnezeu, pe acela strica va-l Dumnezeu. Astfel, mustrând pe bărbații aceia cu cuvinte folositoare de suflet, ea îi elibera cu pace, căci fericitul avea obiceiul de mustrare ca un tată iubitor de fii, iar fața lui era ca îngerul lui Dumnezeu, strălucind cu darul cel dumnezeesc. Din fața lui ieșea o rază prea strălucită ca și din a lui Moise și vederea lui aducea mult folos celor ce priveau spre dânsul. Deci dacă cineva ar fi fost îngreunat de orice fel de patimă sau cu întristare sufletească, numai dacă ar fi privit spre Sfântul, îndată afla îndestulată mângâiere în tristării sale. Sau de vorbea cineva cu dânsul, mult sporea întru cele bune. Așa că nu numai cei credincioși, dacă se întâmpla auzi ceva din limba cea dulce și izvorătoare de mere, ci și cei necredincioși se umileau și se povățuiau spre mântuire, lepădând răutatea necredinței cea din tinerețe și primind în inimă cuvântul cel drept al adevărului. Marele plăcut al lui Dumnezeu a vețuit ani destui, strălucind în mijlocul cetății mirelor cu dumnezeieștele podoabe, după cum zice dumnezeiasca Scriptură: ca un luceafăr de dimineață prin mijlocul norilor, ca luna plină de zile sale și ca soarele ce strălucește asupra bisericii Dumnezeului celui preanalt, ca un crin lângă izvoarele apelor și ca niște miri de mult preț, bine mirosind tuturor. În adânci bătrâneți, fiind plini de zile bune, și-a dat datoria cea de obștea fire omenești, bolind puțin cu trupul, apoi și-a săvârșit bine viața sa vremelnică. Deci a fost petrecut cu bucurie și cu psalmi la viața cea neîmbătrânită și fericită, însoțindu-l sfinții îngeri și întâmpinându-l cetele sfinților. Lângă cinstitului trup, adunându-se episcop din toate cetățile, în mulțime fără număr, l-au pus cu cinste în biserica cea sobornicească a mitropolie mirelor, în ziua 6-a lunii decembrie. Apoi se săvârșiră multe minuni de către sfintele moaștele plăcutului Dumnezeu, pentru că a izvorât mir cu bună mireasmă din moaștele lui, cu care, ungându-se cei bolnavi, dăvândeau sănătate. Din această pricină, de la marginile pământului alerga lumea la mormântul lui, căutând tămăduirea bolilor, și nu se lipseau de ceea ce căutau, căci toate neputințele se vindecau cu acel sfânt mir, nu numai cele trupești, ci și cele sufletești, iar duhurile cele viclene se îngrozeau, nu numai în viață, ci și după moartea sa le biruia pe acelea ca și cum acum le biruiește. Odată niște bărbați temători de Dumnezeu de la gura râului ce se numește Tanais, auzind de moaștele cele izvorătoare de mir și vindecătoare ale arhiereului lui Hristos Nicolae, care se afla în Mira, cetatea Lichiei, s-au sfătuit să meargă pe mare acolo pentru închinăciune. Umplând corabia cu grâu, vroiau să plutească, dar vicleanul diavol, care era sălășluit mai înainte în capiștea Artemidei și pe care îl izgonise de acolo Sfântul Nicolae, risipind capiștea, simțind că vrea să plece corabia către Marele Părinte, mâniindu-se pentru risipirea capiștei, cum și pentru izgonirea sa de acolo, se sârguia cu toată puterea să se răzbune asupra Sfântului. Astfel, diavolul s-a gândit să facă împiedicare bărbaților acelora din calea pe care o plănuiseră și să lipsească de sfințenie, făcându-le piedici dorințelor. Deci s-a prefăcut în chip de femeie și se făcea că poartă un vas plin de unde lemn, apoi a zis către bărbații aceia: aș fi vrut să duc acesta la mormântul Sfântului, dar foarte mult mă tem pe mare, că nu este cu putință unei femei neputincioase ca mine și bolnavă cu stomacul, a îndrăznit să călătorească pe atâta noian. Pentru aceea rogu-vă pe voi, ca luând vasul acesta, să-l duceți la mormânt și să-l turnați unde lemnul în candela Sfântului. Zicând diavolul aceasta, a dat vasul în mâinile acelor iubitori de Dumnezeu.
Nu se știa însă cu ce fel de vrăj era amestecat acel unde lemn ca să vatime și să prăpăduiască pe cei din curabie. Dar aceia, neștiind lucrarea vicleanului, au ascultat cererea lui și-au luat vasul cu de lemnul diavolesc și, pornind de la mal în ziua aceea, au plutit bine. Însă a doua zi a început a sufla vântul dinspre mează noapte și a face plutirea cu anevoie. Deci, multe zile primejdiindu-se de valuri, se gândeau să se întoarcă înapoi. Întorcând corabia, li s-a arătat Sfântul Nicolae, plutind într-o barcă mai mică și le zise: „Unde mergeți, bărbaților? Pentru ce ați lăsat calea ce vă stă înainte și vă întoarceți? În mâna voastră este a potoli viforul și a face corabiei cale ușoară, căci este diavolească acea rea măiestrie care vă împiedică în călătoria voastră, că nu o femeie va da vasul, ci însuși diavolul, deci aruncați-l în mare și îndată veți avea calea cu bună sporire.” Auzind acestea, bărbații aceia au luat vasul și l-au aruncat în adâncul mării. Și făcând aceasta, îndată a ieșit de acolo fum negru și pară de foc, care a umplut văzduhul de miros greu, iar marea se desfăcu și ferbând apa din adânc locotea. Iar picăturile apei erau ca niște scântei de foc, încât foarte mult s-au temut cei ce erau în curabie și de frică țipau. Dar ajutorul care se arătase lor, poruncind să îndrăznească și să nu se teamă, a alinat marea. Apoi pe călători, zbăvindu-i de frică, i-a făcut a plăti fără primejdie spre Licia. Atunci, îndată venind o răcureală cu bună mireasmă, a suflat asupra lor și s-au bucurat. Apoi au plutit cu bine până la cetatea cea dorită. Acolo, închinându-se moaștelor celui zvorătoare de mil, are grabnicul ajutător și apărător, mulțumeau a tot puternicului Dumnezeu. Apoi, înălțând rugăciuni mare lui părinte, s-au întors în țara lor, povestind tuturor cu lacrimi de bucurie ceea ce li se întâmplase pe cale. Multe mari și preaslăvite minuni a făcut Sfântul Nicolae, acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, ajutând celor ce erau în primejdii, izbăvind de necare și scoțându-i din adâncul mării la uscat, răpindu-i din robie și aducându-i la casele lor, izbăvind de legături și din temnițe, apărând de tăiere de sabie și scăpând de la moarte, apoi multor le-a dat măduiri, orbilor vedere, șchiopilor umblare, surzilor auz, mulților grai. Pe mulți din cei ce pătimeau în sărăcia cea mai mare i-a îmbogățit, iar celor flămânzi le-a dat hrană. Și la toată nevoia s-a arătat gata ajutător, apărător cald, grabnic folositor și sprijinitor, iar acum de asemenea ajută pe cei ce-l cheamă și din primejdii izbăvește. Ale cărui minuni, precum este cu neputință a le număra, tot așa cu anevoie este a le descrie. Pe acest mare făcător de minuni îl știe răsăritul și apusul și toți creștinii cunosc nenumăratele lui minuni. Deci să se slăvească printr însul Dumnezeu cel unu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, căruia se cuvine lauda în veci. Amin.